Mii de clienți ai companiilor aeriene au suferit pierderi financiare din cauza pandemiei de COVID-19. Operatorii aerieni au promis returnarea banilor, dar sumele încă nu au fost rambursate și nimeni nu știe cu exactitate când se va întâmpla acest lucru. Cosmin a cumpărat în iarnă 3 bilete dus-întors pentru excursie la Londra împreună cu familia sa. Zborurile programate în aprilie au fost anulate în perioada stării de urgență. Până acum, bărbatul nu și-a primit banii înapoi. Am solicitat prin Facebook Messenger către ei detalii despre cum îl pot recupera banii. Au spus că în 7-14 zile, ceva de genul ăsta, o să îi recuperăm. De atunci nimic. Am sunat, au spus așteaptă. Nu mi-a dat niciun un orizont de timp, nimic, absolut nimic. Am înțeles de la prieteni ai mei care locuiesc acolo, spre exemplu, faptul că au întâmplat aceleași probleme și la Ryanair și la Wizz Air. Nu e un caz singular. Totuși, Tarom e o companie românească de stat, aveam alte pretenții. Ce veți face dacă în continuare nu vă vor răspunde și nu vă vor da... Protecția consumatorului prima dată, după care, de ce nu? În justiție. Trebuie să recuperăm cumva. Sunt 536 de euro. Georgeta era la Viena și a cumpărat un bilet pentru a se întoarce în România. Pe 15 mai, cu câteva ore înainte de curs, a primit un mail de la operator în care era anunțată că zborul a fost anulat. Până seara, la ora 11 și jumătate, am sunat la Tarom și mi-au spus că nu au nicio informație, dar este imposibil ca acest zbor să fie anulat. Și după aceea, toate zborurile au fost anulate. La ora 12:30 circa. Mailul a ajuns pentru anulare la mine a doua zi mai târziu. Mi s-a spus că nu Tarom ne dă banii și să ne facem pe un site, pe acel site care am cumpărat biletul, o petiție sau o cerere cum că ei trebuie să ne dea bani. Am încercat să găsesc o firmă de recuperare. Ne-au trimis, bineînțeles, un mail că datorită pandemiei și acestui COVID-19, nu se mai poate primi nimic înapoi pentru zborurile care au fost anulate datorită ordonanței de guvern. Adrian Iordan lucrează în Marea Britanie de peste 3 ani. Trebuia să ajungă urgent acasă pentru o problemă de familie. A cumpărat de 2 ori bilete la singura companie care avea curse programate din Luton la Bacău. Zborurile au fost anulate între timp și rambursarea promisă de firmă încă nu s-a efectuat. Primul bilet l-am avut pe 22 mai. L-am cumpărat pentru 22 mai la ora 10 din Luton spre Bacău și totodată domnii de la Blue Air i-am contactat și m-au anunțat că biletul s-a anulat. Din ce motiv s-a anulat zborul? Din cauza pandemiei, i-au spus. Am fost nevoit să ajung de urgență acasă pentru că părinții au avut niște probleme de sănătate și a trebuit să iau un alt bilet. Am sunat pe domnii direct să-mi ramburseze un voucher sau să-mi ramburseze banii, niciun fel de vorbă. Care a fost explicația? De ce n-au vrut? Pur și simplu am stat în telefon chiar și 2 ore să-mi răspundă și când mi-au răspuns, mi-au spus pur și simplu că sunt foarte ocupați și mi-au zis că îmi trimit un voucher pe e-mail și niciun fel de vorbă de e-mail. Surse din Tarom au explicat pentru Digi24 că toate cererile de rambursare vor fi procesate. Călătorii pot cere bani înapoi sau pot solicita reprogramarea unei alte călătorii în următoarele 12 luni. Problema o reprezintă volumul mare de cereri de rambursare care îngreunează procesul. Wizz Air promite clienților că ei vor primi în cont 120% din valoarea achitată pentru călătorie, sumă care poate fi folosită în următoarele 24 de luni pentru achiziția de produse și servicii Wizz Air. Transferul poate dura între 30 și 60 de zile de la data solicitării rambursării. La Blue Air, procesul de rambursare se desfășoară în ordinea vechimii curselor anulate. Reprezentanții companiei spun că analiza solicitărilor durează mai mult decât de obicei din cauza volumului mare și a capacității reduse de răspuns, echipa responsabilă fiind diminuată în contextul pandemiei.